Alo băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi, după cum ați văzut în titlu și în thumbnail, vom face top 20 cele mai scumpe transferuri din istoria României. Nu vor fi transferuri doar din Superliga sau din Liga 1 în alte ligi, vor fi transferuri ale românilor și de la alte echipe din lume către alte echipe. Practic, cei mai scumpi români din toate timpurile vor fi în acest top 20. M-am gândit că 20 mi se pare un număr ok, ținând cont că mai sunt și alți fotbaliști care au fost transferați de mai multe ori pentru sume record pentru fotbalul românesc. Și începem direct, fără să mai o lungim, cu Cosmin Contra, fost selecționer al Naționalei României și antrenor la Dinamo, însă ca și jucător a fost excelent. Acesta a jucat la mai multe echipe interesante, cel mai notabil la AC Milan, la care a ajuns de la Alaves, echipă din La Liga, pe 7 milioane de euro. Și 7 milioane de euro este o sumă destul de mare pentru perioada în care a plecat Cosmin Contra. Acesta a semnat în sezonul 2001-2002 cu AC Milan, când la Milan mai juca o grandă de jucători extraordinari. I-am făcut un card hero lui Cosmin Contra aici pentru EFC 24, cine știe, poate primește, sincer nu prea cred, dar după părerea mea el ar merita un 84 cu 86 pace, 82 defending, 80 passing, 75 shooting, 75 dribbling, 74 la physical. Din ce am văzut eu highlights și așa mi se pare mie Cosmin Contra, genul ăsta de jucător, poate să mă înșel. Trecem la jucătorul de pe poziția a 19-a, care este un jucător, să zicem, poate coleg un pic de generație cu Cosmin Contra, și anume Ciprian Marica, fotbalist care a plecat de la Shakhtar Donetsk la Stuttgart, echipă la care a avut cea mai bună perioadă a carierei sale. După ce a fost la Stuttgart, a plecat și la Schalke 04, dar la Stuttgart a fost cel mai bun în toată cariera sa, Ciprian Marica, jucător care a jucat spre finalul carierei și la FCSB, nu a făcut o prestație interesantă, dar când a venit toată lumea nebunise, aolo, Marica, FCSB, Steaua, nu știu, în fine. Am decis să-i dau lui Marica un card ăsta, Hero Foot Fantasy, sau nu știu cum se cheamă exact, unul mai bun decât Contra, poate greșesc aici, dar și promoția, dacă știți, e mai așa. Oricum, Marica, 86 pace, 80 shooting, 80 passing, 81 dribbling, 71 physical. Cred că la statistici sunt fix pe fix. Cred că fix astea erau statisticele lui Marica. 7 milioane de euro, la fel ca și Cosmin Contra. Vlad Chiricheș, fotbalist transferat de la Tottenham Hotspur la Napoli, tot pentru 7 milioane, cum am zis. Asta e prima oară când o să-l vedem pe Vlad Chiricheș, însă o să mai fie, cred că, de încă două ori în acest top 20. Perioada sa la Tottenham nu cred că a fost una foarte bună, însă fotbalul italian i s-a potrivit mult mai bine lui Vlad Chiricheș, pentru că în Italia joacă și în acest moment, iar să joci din 2016 până în 2023 în Serie A constant este extraordinar și nu știu câți fotbaliști români ar putea ține nivelul ăla, chiar dacă foarte multă lume l-a criticat pe Vlad Chiricheș, mai ales când venea la națională și zicea ce ai mă că ăsta e rezervă în Italia și vine el să joace. Da, dar totuși era un fundaș foarte bun și chiar și în acest moment, dacă s-ar face transferul său de la, am uitat la ce echipă joacă, dar dacă ar veni înapoi în România, ar juca înapoi la Steaua, cred că 100% ar fi cel mai bun fundaș din Liga 1. Experiența pe care a dobândit-o încă de la 25 de ani să joci în Serie A, și nu mai zic că el la 23 a plecat la Tottenham Hotspur în Premier League. N-a jucat cine știe ce, dar a jucat acolo și uitați-vă și voi ce card avea la FIFA 15 sau FIFA 16, 82 pace pentru fundaș central, clar fundaș foarte bun, mi-aduce aminte de Akanji sau Manolas cu pace-ul ăla. Urmează jucătorul de pe locul 17, jucător care a costat un pic mai mult decât primii 3 din acest top, 7.500.000, George Pușcaș, atacantul naționalei noastre, naționalei României. Bine, el sau Ali Bek, sincer îl prefer pe Ali Bek, dar
Pușchi a semnat în sezonul 2019-2020 cu Reading, după ce la Inter n-a jucat, la Inter a fost mai mult împrumutat la alte echipe, de aceea și acest card bronz. Nu am găsit cardului din sezonul 2019-2020, așa că l-am pus pe acest card de la FIFA 16, dacă nu mă înșel, un card bronz, dar nu prea, n-am ce să vorbesc despre acest card. George Pușcaș, nu pot să zic că a fost un transfer reușit pentru Reading, adică n-a jucat foarte bine în a doua ligă din Anglia. În schimb, acum nici acum nu știu dacă e un jucător senzațional la Genoa, dacă nu mă înșel. Am auzit că vor să-l transfere, de fapt vor să-l vândă Genoa. În fine, Pușca și un atacant foarte bun la turneul Under 21 din 2019 din Italia, însă de acolo n-a mai dovedit nimic. Așteptăm încă, așteptăm. Cine știe, cred că mai are timp să se mai dezvolte, poate cu un antrenor bun care să îl motiveze mai mult, își va schimba jocul, dar în acest moment nu prea îmi place de Pușcaș. Urmează Adrian Mutu, sau cum era el la FIFA 10, Adi Murgu, sau Andrei Murgu, așa era, pentru că a avut problemele alea cu, nu mai are rost să mai zic. Adi Mutu, i-am dat un card icon, nu puteam să nu-i dau card icon lui Adrian Mutu, fotbalist senzațional în Serie A, chiar o legendă pentru Fiorentina. Însă vedem acest transfer al lui de la Juventus la Fiorentina în 2006-2007 pentru 11 milioane de euro. A crescut suma aia de transfer și, nu mă scuzați, 8 milioane de euro este suma de transfer, 11, nu prea știu ce înseamnă aia, 8 milioane de euro, asta este suma de transfer. 11 milioane era cota sa de piață. Eu acum am uit pe Transfer Market și de aici mi-am luat topul transferurilor. 8 milioane de euro cu 500 de mii mai mult decât a costat Pușcaș. Sincer, erau alte vremuri atunci. Cu 8 milioane de euro ți-l cumpărai pe Adi Mutu, golgetă la echipă. Acum cu aproape 8 milioane de euro ți-l iei pe Pușcaș. Da, oricum, Adi Mutu, legenda violei, și o să fie de-abia prima oară când îl vedem în acest top, o să mai vedem de câteva ori. Și foarte mulți români, dacă ați observat, s-au transferat în Serie A, iar Mutu, bineînțeles, s-a transferat în Italia încă din de când avea 20 de ani, de când a plecat de la Dinamo la Inter Milano, o perioadă în care nu a jucat foarte bine, dar totuși în perioada aia la Inter l-a ajutat să se dezvolte pe toată cariera sa. Dacă ați urmărit podcastul cu Adi Mutu, știți bine că el de când a intrat în vestiarul celor de la Inter și-a dat seama că nu mai e în România, și-a dat seama că nivelul este diferit și că nu mai merg alea vrăjirile alea cu în România, că aveai la Inter, aveai pe Ronaldo Nazario, aveai pe Figo, sau nu știu dacă era Figo, cine erau, erau legende, erau jucători care atunci când îi vedeai în vestiar sau și în viața reală rămâneai stană, vedeai eroi în piele și cane și piele. Următorul jucător după al nostru Adi Mutu este Alexandru Mitriță, jucător proaspăt revenit înapoi la CSU Craiova. Mitriță, aici este vorba despre transferul său de la Craiova la New York City, echipă deținută de patronii celor de la Manchester City. S-a transferat în America Mitriță la 24 de ani, sincer, pentru 1 milion de euro ca și Mutu când s-a transferat în Italia, dar sincer nu mi-a plăcut deloc transferul ăsta când am auzit de el, adică păi, America e liga în care toată lumea se retrage, adică vedeți și voi, Messi, Ibrahimovic, Beckham, nu mai rost să mai dau exemple, pentru că nu e America un campionat în care te duci ca jucător de 24 de ani. Mi-ar fi plăcut ca Mitriță să plece undeva gen Portugalia, Belgia, trebuia ceva mai competitiv, așa mi-aș fi dorit. În fine, în perioada sa la New York City a fost împrumutat și la PAOK Salonic, dacă nu mă înșel. Nu a făcut cine știe ce ravagii prin America sau prin Grecia, dar ne bucurăm să-l avem din nou în campionatul nostru, în Superliga, în Liga 1, la Craiova, unde sper că va fi excelent ca și jucător.
Urmează un alt fotbalist transferat din Italia, tot în Italia. Este vorba despre Ionuț Radu, care la fel ca și Pușchi după Europeanul Under 21 a fost transferat de la Inter. El și cu Pușchi erau la Inter, dar nu jucau acolo neapărat. A fost transferat la Genoa pe 8 milioane de euro, iar la vremea aceea era un jucător extraordinar de valoros. 15 milioane de euro era cota de piață pe care o deținea Ionuț Radu, portar care în acest moment este accidentat sau a fost accidentat pentru meciurile României, de aceea nu l-am putut vedea la națională. Joacă la Auxerre în a doua ligă din Franța, dacă nu mă șel, nu cred că e în prima ligă. Oricum, Ionuț Radu mi se pare un portar foarte bun, mi se pare portarul care o să aibă postul de titular la echipa națională, deși mie mi-ar plăcea să fie Tânăvanu, dar hai, nu vă luați de mine, Ionuț Radu e un portar foarte bun și dacă reușește să-și mărească un pic nivelul și să joace la o echipă măcar de mijlocul clasamentului din top 5 campionate, clar că merită titlul de titulatura la echipa națională. Urmează un alt jucător transferat în Italia, mamă de câte ori să mai zic asta, este vorba despre Vali Mihăilă, care a plecat de la CSU Craiova la Parma, echipa la care este și în acest moment Vali Mihăilă, eroul naționalei României, la meciul cu Elveția. Dubla lui o să rămână în istorie, dacă reușim să ne calificăm la Euro, dubla aia va fi extraordinar de importantă pentru calificarea noastră la Euro. Vali Mihăilă s-a transferat pe o sumă mare, 9 milioane de euro, ne apropiem acolo de două cifre, de 10 milioane. 9.100.000 de euro a costat transferul lui Mihăilă, care valora la acea perioadă doar 2,5 milioane. Însă craiovenii, băieți deștepți, s-au gândit să profite de forma foarte bună pe care o avea Mihăilă în acest moment și poate că își va reveni ușor și în zilele noastre. În 2021 a plecat, în 2020 a plecat de la Craiova. Oricum, Mihail are 23 de ani în acest moment și clar poate să crească și să fie, de ce nu, un jucător de seria la nivel înalt, pentru că cu viteza aia n-ai cum să dai greu. Următorul jucător este, după cum v-am zis adineori, o dublură, să zic așa, Vlad Chiricheș, este pe locul 12 în acest top. 9,5 milioane de euro a costat primul său transfer de la Steaua București. Dacă nu mă înșel, el a venit la Steaua de la Vaslui, s-ar putea să mă înșel. Nu mai zic că s-ar putea să mă înșel. Vlad Chiricheș a semnat cu Tottenham pentru 9,5 milioane de euro și în acel moment toată lumea nebunise. Era, acest transfer venea după sezonul extraordinar al Stelei în Europa League, meciurile alea cu Ajax și cu Chelsea, care vor rămâne în istorie drept unele de cele mai tari din istoria echipelor românești, mai ales în istoria recentă a fotbalului românesc, cel puțin la nivel de club, dar și la nivel de echipă națională, unde nu prea mai avem performanțe, dar în momentul transferului Vlad Chiricheș era clar cel mai bun fundaș central din România, nu exista cineva mai bun decât el și meritat această sumă de transfer, el valora 8 milioane de euro. Mă gândesc în zilele noastre cât ar fi costat Vlad Chiricheș de la Steaua la Tottenham, cred că vreo 40 de milioane, la ce sume se învârt în mercatourile recente, cred că 40 de milioane ar fi costat Chiricheș. Însă nu aceeași sumă ar fi costat transferul lui de la Napoli la Sassuolo, un mare downgrade, dar măcar la Sassuolo a fost titular. 9,5 milioane de euro, exact cât a costat și transferul său de la Steaua la Tottenham. Dar nu prea mai am ce să zic aici, după perioada sa la Napoli, unde a stat mai mult rezervă, la Sassuolo a început și rezolvă acest titular și au fost foarte multe glume pe seama meciurilor jucate dintre Sassuolo și Juventus când l-a pus Ronaldo pe Chiricheș în fund și da, până la urmă, noi e Chiricheș Sergio Ramos, dar a fost un fotbalist extraordinar în Serie A și vreau să-l văd din nou la FCSB, dar destul despre el, pentru că ajungem la poziția numărul 10 în acest clasament, poziție ocupată tot de un fotbalist de la Steaua / FCSB.
Nicolae Stanciu, transferant pentru aproape 10 milioane, 9,7 milioane de euro. Și uitați-vă și voi ce, mamă, de ce, ce transfer bun a făcut Becali, adică ce, ce creier a fost, pentru că valoarea doar 3,5 milioane Stanciu și el a reușit să-l dea pe aproape 10 la Anderlecht. Însă nu a fost un transfer rău pentru Anderlecht. Stanciu a jucat excelent și o să mai vedem o dată în acest top pentru performanțele sale în Belgia. Nicolae Stanciu mereu mi s-a părut un jucător foarte bun, mai ales când juca la Steaua și chiar îl vedeam următorul mijlocaș ofensiv al Naționalei României. Între timp el are acum o poziție un pic mai spate, mai spre defensivă, mai ales la Națională. La echipa de club nu-l urmăresc că joacă în China, dar nu mai joacă mai ofensiv așa, CAM să zic, el e mai CM în zilele noastre, dar oricum rămâne un mijlocaș de bază al Naționalei României. Și Stanciule, dacă vezi asta, poate dai și mie tricoul tău, că mi-aș dori foarte mult. După Stanciu ajungem în sfârșit la primul transfer de 10 milioane de euro al unui român și anume Adi Mutu în sezonul 2002-2003 când a plecat de la Hellas Verona la Parma. Acest transfer s-a întâmplat înaintea transferului său la Fiorentina și înaintea problemelor care au apărut la Chelsea, evident, trebuia să fie la Chelsea ca să aibă problemele alea. În fine, 10 milioane de euro pentru un atacant care avea doar 23 de ani și care a rupt la Parma, parcă era coleg, nu mai știu dacă la Parma sau la Hellas Verona, era coleg cu Adriano, brazilianul, împăratul, așa cum era poreclit, și făceau un duo teribil în atac. Și din nou Nicolae Stanciu, că tot ne era dor de el, transferul său de la Sparta Praga în Arabia Saudită la Al Ahli a costat și el tot 10 milioane de euro în sezonul 2018-2019. Da, el a perindat mai multe echipe în Cehia, Sparta Praga, Slavia Praga, și a ajuns la Al Ahli în Arabia Saudită. Cred că de la Al Ahli a plecat în China, dar nu cred că mai este transferul acesta în listă. Totuși s-a dus să-și facă bani Stanciu, că na. Nu aș fi făcut decizia asta la 25 de ani să plec în Arabia Saudită cum a făcut-o el, dar în Arabia Saudită au plecat și alți jucători. Uite că pleacă jucători de genul Ruben Neves. Bine, nu cred că a primit salariu la fel de mic pe care l-a primit Stanciu în Al Ahli, dar totuși vedem cum era. Stanciu s-a grăbit un pic, trebuia să mai aștepte până în sezoanele astea ca să joace și el cu Ronaldo, cu Benzema, cu Kanté, așa, s-a dus cu cine a jucat, cu Arăboi, aia nu știa nimeni de ei. Ok, mergem pe poziția a șaptea, tot la 10 milioane de euro, îl regăsim pe Răzvan Marin, jucător care valora 15 milioane în momentul transferului său de la Ajax la Cagliari, din nou în Serie A, revenind cu transferurile în Italia. Sezonul 2021-2022, la 25 de ani, perioada sa la Ajax nu a fost foarte bună, dar în Serie A se regăsește, nu știu ce-i cu românii și cu Italia, dar românilor li se potrivește de minune campionatul italienesc. Iar acum Răzvan Marin joacă la Empoli, tot în Serie A, și se zvonesc niște transferuri bombă care ar putea să urmeze. Și de ce nu să-l vedem pe Răzvan Marin la o echipă de genul Atalanta sau mai știu eu ce, o echipă care să-și dorească o clasare spre o poziție care duce în fotbalul european, în Europa League, în conferență, ar fi genial pentru Răzvan Marin. Pentru că este un mijlocaș, unul dintre cei mai buni mijlocași români, părerea mea. Ne apropiem de top 5, dar înainte de poziția 5 avem poziția a 6-a cu Ionuț Radu, jucător care a fost transferat pentru mai mult de 10 milioane de euro, 10 milioane 600 de mii de euro, de la Genoa înapoi la Inter Milano, pentru că internaționale și-a dat seama că portarul ăsta nu poate să lase așa să joace bine pentru o altă echipă în afară de Inter. Mamă, da, am mai zis o dată Inter într-un clip și v-ați luat de mine în comentarii, Inter, așa. În momentul în care el a plecat de la Inter la Genoa, avea o clauză în contract care spunea că Inter are dreptul de a-l transfera înapoi pentru 10 milioane 600 de mii de euro, ceea ce au și făcut
internaționale și au activat acea clauză pentru a-l semna înapoi pe Ionuț Radu și nu cred că au făcut o alegere foarte bună, ținând cont de greșelile în sezonul 2021-2022, dacă nu mă înșel, atunci când Inter a pierdut titlul în fața celor de la AC Milan pe niște greșeli în ultimele meciuri cauzate de Ionuț Radu. Da. Trecem de Ionuț Radu și ne întoarcem la Răzvan Marin. Transferul său de la Standard Liege la Ajax este primul transfer din top 5, 12,5 milioane de euro. Și sărim repede peste el pentru că l-avem pe Denis Man, adică pe mine. 6 milioane 500 era cota sa de piață, însă în momentul transferului de la FCSB la Parma, realizat acum în 2020-2021, pe 13 milioane de euro. Cel mai scump transfer din ultimii 20 de ani nu e cel mai scump transfer din ultimii 20 de ani, mă scuzați. E unul cel mai scump transfer din Liga 1 în altă țară. Asta e pe sigur. Cel mai bun transfer de la o echipă românească la o altă echipă, 13 milioane de euro, iar Denis Man în acest moment încă evoluează la Parma, la fel ca și Vali Mihăilă, și sper că va fi din ce în ce mai bun și sper că îmi va da și tricoul său, dacă o să vrea vreodată, mi-ar plăcea. Ok, și ajungem la top 3. Cristian Chivu va ocupa și poziția 3 și poziția 2, dar înainte de astea, pe poziția 3 a fost transferul său de la AS Roma la Inter Milano, mult jucător la Inter, 13 milioane de euro. Cristi Chivu, unul dintre cei mai buni fundași centrali de după perioada generației de aur. El a prins un pic și generația de aur, dar mai spre final, așa. El a fost mai mult în generația lui Mutu. Chivu, clar, o legendă pentru AS Roma, mai mult decât pentru Inter Milano, dar și la Inter a fost foarte bun. Dacă n-ar fi fost accidentarea sa la cap, cine știe unde ar fi mai ajuns. Dacă nu mă înșel, el a câștigat și Champions League-ul cu Inter. Așa, iar acum trecem la al doilea transfer, al doilea cel mai bun transfer din toate timpurile al unui român. Tot Chivu de la Ajax la AS Roma pentru 18 milioane de euro. A plecat de la Ajax unde era coleg cu Zlatan și a ajuns la Roma unde a ajuns coleg cu Totti. Chivu, la 20 de ani să pleci de la Ajax la Roma, ăștia erau fotbaliștii. Și ajungem în final la cel mai scump transfer român din toate timpurile. Adrian Mutu de la Parma la Chelsea pentru 19 milioane de euro. Din păcate, perioada sa la Chelsea a început bine, a jucat bine la Chelsea, n-a fost o problemă din punct de vedere fotbalistic, pe teren era jucătorul de care Chelsea avea nevoie, dar din cauza problemelor în afara terenului știm și noi unde s-a ajuns, dar tot răul spre bine, pentru că Mutu a ajuns mai apoi, după cum ați văzut la începutul topului, la Fiorentina, unde a devenit o legendă vie pentru formația Viola. Iar aici se încheie acest episod, băieți, și nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like și un comentariu. Până data viitoare, eu am fost Leo, abonați-vă, v-am pupat!